ceremonie fastoasă la Chișinău, unde Ordinul European al Cavalerilor Vinului a primit noi membri în rândurile sale. Organizația, care are o istorie de peste 700 de ani și își revendică tradiția de la ordinele cavalerești în perioada Evului Mediu, este prezentă în 27 de țări din Europa, inclusiv în Republica Moldova. Zeci de membri și invitați au participat la defilarea care a pornit din Parcul Catedralei în acordurile fanfarei Ministerului Afacerilor Interne. Membrii din conducerea ordinului, în ținută de gală și cu semnele de grad, au deschis procesiunea urmați de ceilalți participanți. Evenimentul a stârnit curiozitatea trecătorilor, care au filmat și fotografiat defilarea. În cadrul protocolar, ceremonia a fost deschisă de Alexandru Sapoșnic, proconsul al Ordinului European al Cavalerilor Vinului. Scopul evenimentului festiv a fost primirea de noi membri în cadrul Ordinului. Vizibil emoționați, aceștia au rostit formula prin care au intrat în rândul cavalerilor și au sorbit din licoarea bahică. Ceremonia a continuat cu avansarea la gradul de consilier al unui alt cavaler al vinului. Ordinul European al Cavalerilor Vinului este o organizație culturală ce are ca scop promovarea vinului ca bun cultural și își propune să contribuie la apropierea dintre oameni. De altfel, membrii Ordinului nu sunt doar specialiști în vinuri, dar mai ales ambasadori ai viticulturii și ai consumului de vin. Noi toți știm că nu este suficient să produci un vin bun. Este foarte important să fii cunoscut în lume, ca să primești prețul adevărat a unui produs excelent, trebuie să te cunoască în lume cât mai multe persoane. Noi, cu Cavalerii Vinului, am adus Republica Moldova, producătorii am adus la nivelul european, unde la evenimentele cele organizăm degustații, prezentări, și lumea întreagă află despre existența Republicii Moldova, țară care are tradiții vechi de producere a vinului. Cu ordinul am adus Moldova într-o organizație internațională, care se numește Federația Internațională a Confrierilor Bacchus. Organizație unde intră 36 de țări acum, care desfășoară activități în mai multe țări din Europa. Ordinul promovează cultura vinului, promovează lucrurile frumoase și nobile pentru a servi vinul. Numai atunci când învingi invidia și te implici pentru alții, devii un om nobil și un adevărat cavaler. Asta este un deviz al Cavalerii Vinului. Mai are și o salutare care ne salutăm între noi cavalerii în Ordin, in honorem Dei et in honorem Vini. Noi membri ai Ordinului au primit cu recunoștință medaliile care le conferă calitatea de cavaler ai vinului. Vinul fiind partea componentă a vieții noastre creștine, că vinul ne însuțește pe toată durata vieții, da? De la naștere până la trecerea în neființă. Vinul este și un prieten bun. Un vin este și un ambasador bun în lume. Un vin este și, în primul rând, și un leac pentru toți. Și la un pahar de vin se fac cele mai mari înțelegeri dintre oameni, națiuni, în sfârșit. Vinul este o istorie a fiecărui vinificator, o poveste, dacă s-o luăm la bun început, că în spatele fiecărui vin stă o poveste foarte frumoasă, începând cu via și terminând cu îmbutelierea. Pentru mine, evenimentul de astăzi are o semnificație majoră, deoarece bunelul meu, toată viața lui a produs vinul și tot satul lauda vinul bunelului. Tatăl meu și acum face vinul și toți prietenii familiei noastre apreciază vinul făcut de tatăl meu. Eu n-am produs vinul niciodată, dar în toate deplasările mele din Statele Unite până în Italia, Franța, celelalte, eu permanent am promovat vinul produs în Republica Moldova și cu drag am servit prietenii mei din alte țări cu produsele noastre naționale. Și de azi încolo mă voi implica în toate activitățile de voluntariat pe care le desfășoară membrii asociației. Membrii Ordinului au salutat primirea noilor membri și au declarat că astfel de evenimente sunt foarte importante pentru promovarea identității naționale și a vinurilor Moldovei. I'm Koen Heren, I'm from Belgium.
Sunt din Belgia și sunt aici să promovez vinul din Moldova. Când am fost invitat să mă alătur Cavalerilor Vinului, nu am ezitat și acum sunt membru al Cavalerilor Vinului de 5 ani ca să promovez vinul Moldovei în Belgia și în restul Europei. Ceremonia s-a încheiat cu un recital susținut de fanfara Ministerului Afacerilor Interne, care i-a impresionat pe participanți. Participanții au fost invitați apoi să deguste vinurile multiplu premiate ale casei Aurelius, Glera Brut și Fetească Regală Brut.